Ia uitați-vă, fraților! Hăț, cu bună dimineața, Jonuțule! Hățul de luni dimineață pe care voi îl vedeți abia marți. Hățul care în sfârșit începe ușor, ușor să scape de plete, Jonuțule, pentru că am venit noi cu o fentă șmecheră aici la Ramonescu, am luat bordurica asta să nu mi se mai urce peste urechi. De fapt și de drept, de ce credeți că am făcut asta? Ca să pot să-mi pun masca și să nu se mai ridice ciuful ăsta când îmi ridic masca, Jonuțule. Dar până una alta, am observat că într-un final și lateralele astea mă stresează pentru că începe să fie foarte cald afară. Pot să stric deja freza, așa că astăzi suntem la Ramon să schimbăm look-ul, Jonuțule. O să mergem cu scurtul până sus, așa cum am fost eu învățat de mic. Pierdem frumos de aici, așa cu puțin fade. Să nu mai fie nevoie să stau cu lațele astea laterale care mi-au mâncat sufletul, Jonuțule. O să mai scăpăm un pic și de ciuful ăsta de la spate. După care oprim un pic la garsonieră pentru că Agemiror a terminat de montat oglinda deasupra patului și trebuie să tragem o concluzie și să-i dăm un răspuns în ceea ce privește finisarea oglinzii. Și mai mult de atât, am vorbit și cu fetele de la SSA Best să le întreb când este gata mobila, Jonuțule, pentru că este ultimul lucru care ne mai ține în loc din a termina garsoniera, Jonuțule. Așa că m-au rugat și ele să le sun un pic video, să mai calibrăm niște lucruri. Te avem și o grămadă de treabă pe șantier. Mâine dimineață o să filmăm turnarea plăcii și turnarea fundației caselor noi nouțe, Jonuțule. Daily vlog lejer astăzi. Hai să ne tundem să schimbăm luculețul. Hăți, Jonuțule, păi da, era și cazul să mai revenim un pic la tinerețe, că de la atâta păr mă simțeam de 448 de ani, Jonuțule. Asta e varianta păratică fresh până la surpriza pe care o pregătim pentru voi, Jonuțule, dar nu o să vă spun foarte multe lucruri, o să fie ceva senzațional și o să se întâmple într-un clip de aici, de pe canalul nostru de pe YouTube. Ramonescu a scos o super freză de vară, poate deja simt aici, simt vântuțul cum trece pe la urechi și oxigenează ideile mirobolante, Jonuțule. Haideți să ciocănim, că asta da luni. Așa se începe o săptămână tuns fresh. Păi, Jonuțule, altceva când ești tuns freșulesc, parcă toate lucrurile merg mai bine. N-am să țip foarte tare pentru că avem încă garsoniera goală și răsună vocea mea, Jonuțule, într-un stil barbar. Dar uitați-vă, vă rog frumos, cum arată, iar eu o să fac o chestie și mai interesantă. Dă-mi camera. Ia uitați-vă, fraților, cam cum arată oglinda asta de deasupra patului. Ah, Jonuțule, abia aștept să nu mai stau pe greție, să fie și un pat aici. Hăți, Jonuțule, obiectiv vorbind, speța care se întâmplă în acest moment, Jonuțule, este că cei de la Agemiror ne-au dat o temă. Avem aici toate locușoarele astea pe unde a rămas OSB-ul ăsta, da? Pe care noi l-am pus special pentru a avea o prindere mai bună la oglindă. Și acum trebuie să ne dăm seama cu ce le umplem, Jonuțule. Avem două variante. Ori cu negru ăsta mat de aici, de la vopsea, lucru care mie mi s-ar părea cel mai normal pentru că am avea un soi de potriveală și de simetrie a lucrurilor, sau așa cum îmi propune Agemiror, cu niște, cred că plexi este ăla, care arată așa ca sticla, dar este din plastic, Jonuțule, și este piano black, dar întrebarea este unde avem piano black aici. Într-adevăr, poate când o să vină alt de televizor și toate astea o să fie mai simplu, dar deocamdată n-avem un piano black și atunci parcă mie mai degrabă îmi vine să mă duc în negru ăsta mat pe care îl avem și pe reflectoare și pe tavan. Îl avem și în baie pe tavan, Jonuțule. Scrieți-ne și voi în comentarii cum vi s-ar părea mai cool varianta asta, Jonuțule. Deci în jurul oglinzii și prin locurile rămase pe aici pe acolo, mergem cu negru mat sau cu plexiglasul ăla lucios, da, care este un fel de piano black. Scrieți acum la comentarii, Jonuțule, noi decolăm mai departe pentru că avem de adunat o grămadă de lucruri pentru videoclip. Hăți, Jonuțule, am venit în platourile noastre superbe de filmare de la Antena, Jonuțule. Doamne, ce liniște, să nu vină să cred și să nu fie pe aici înșirate toate testele alea, să fie nevoie să-ți bagi bățul până în creier. Să auzi acolo, hai mai repede, Dorian, că intrăm în filmare. Jonuțule, am venit să luăm un cufăr pentru filmarea videoclipului noi piese pe care o veți auzi pe 1 iunie, Jonuțule, la noi aici pe canal. O nebunie de piesă. Îi mulțumesc lui Dan Vult din suflet că l-am rugat, bă, dă-mi un cufăr și mi-a zis, da mă, cum să nu, pentru tine un cufăr la orice oră, numai că problema este că acest cufăr este extrem de mare, Jonuțule. Și nu numai că acest cufăr este extrem de mare, dar el este făcut de așa natură pentru filmări încât nici nu poți băga lucruri în el. Și iartă-mă, dar cu cufărul ăsta și cu cadavru, știți, al lui Daniel Cristea, Jonuțule, cadavru cu scule, era trollerul la mare, cu cameră, obiective, tot ce trebuie, nu avem loc, nu avem loc nici în GL, Jonuțule, așa că îl punem aici frumos așa. Îl sunăm pe domnul Dan Vult și spune că e mulțumit din suflet și că este un cufăr extraordinar, dar că este prea mare, Jonuțule, și că n-am avea nicio șansă să mergem cu el până la mare, pentru că acolo vom filma miercuri dimineață, singura zi cu soare din săptămâna asta. Trebuie să schimbăm cadrul, Jonuțule. Asta este. Ne reinventăm pe loc. Acum îl sunăm pe Dan să-i mulțumim și vedem cu ce înlocuim micuțul cufăr.
Din videoclip, Jonuțule. Îți, Jonuțule, aoleu, ce mi se umple inima când văd domneștul ăsta că crește de la o zi la alta, Jonuțule. Deci nu vreți să știți ce este în inima mea. Orașul blocat, centura blocată, Bucureștiul blocat, iar eu nu știam cum să ajung mai repede acasă. La bijuteria mea care mă așteaptă fix pe masă în living, Jonuțule. Știți cum este când, fix când îți vine coletul ăla cel mai așteptat, lucru pe care ți-l dorești cel mai mult, Jonuțule, ești cel mai departe de casă. Dar am ciocănit cu brio, suntem, ia uite, e 17 fix, Jonuțule, ne iubește mașina. Suntem lângă unitatea militară, ce ne ține de cald în fiecare seară lângă căsuța, Jonuțule. Revenim din living cu cel mai greu de găsit lucru din lume, cel puțin în ultimul timp, Jonuțule, de când s-a lansat. Dar important este că l-am găsit și noi, și la un preț nebun, nu așa oricum. Dar până la urmă important este că este la mine pe masă, Jonuțule, și că putem să facem o grămadă de vloguri frumoase cu el. Revenim. Uaha, Coțofănescule! Băi, eu ți-am spus un lucru. Dacă mă virusează și dacă îmi place PS5-ul ăsta și mai mult de atât, dacă subscriberilor mei le place ideea, Jonuțule, de a face vloguri de gaming, mă dau peste cap, fac un triplu tulup și ajunge un PS5 la mine acasă, Jonuțule. Și ia uite-l. Greu de găsit 7 se numește ăsta. Greu de găsit 2021, Jonuțule. El este, mai mult de atât, tovarășe coțofană, te-am rupt, tată, pentru că mi-am luat și o a doua manetă. Că eu nu umblu așa cu... Îți, Jonule, ia doar una. Uite, două. Unde-s două, nu sunt două. Și mai mult de atât, Jonuțule, pentru că este numai cu mai mult, mai mult acest vlog. Aici avem, dar nu o să mă coțopenesc acum să-mi prind degetele și să mă enervez, cel mai nou Spider-Man, Jonuțule, pe care îl vom testa în următorul vlog de gaming, care sper să vină chiar zilele ce urmează. Este un program un pic mai stufos și mai încărcat zilele astea, însă, de îndată ce ne vom elibera, Jonuțule, vom face primul vlog de gaming cu propria consolă, nu mai mergem pe-n vecini să ne împrumutăm. Telecomanda asta n-avem de ce să o deschidem neapărat, dar la piste de resistance, Mr. PlayStation, cheluțule, vină în coata ti, pentru că datorită acestui joc te voi ignora mai mult. Stai așa, Jonuțule, că dacă de obicei când cumpărăm cât un aspirator, cât o chestie de genul ăsta, eu mă distrez cum reușesc eu să stric totul când deschid ambalajul, aici nu e de glumă, înțelegeți voi ce vreau să zic? Jonuțule, oficial primul unboxing al consolei mele, proprii și personale, cu ghilimele de rigoare, cum ar spune mamișor, Jonuțule, PS5, ia stai așa, ia vezi, tată. A, deci asta îmi spunea coțofană că n-am mai păstrat-o și că îi pare foarte rău. Ia zi, tată, ai vrea și tu o cutioanță din asta? Mamă, Jonuțule. A, și stai că aici mai este încă o cutie. Bă, băiatule, dar câte cutii, bă, băiatule, că vrei să ajungem odată la frumusețea aia de joc. Ce-ai, tati? Stai liniștit acolo, tati, că e doar un PS-ul. E doar un PS-ul, cheluțule. Deci asta se scoate odată. Ia uite, ia uite-l mâncalar, tata, cum este el. Sigile and brand new. Gata, Jonuțule. Asta este la piece de resistance, aia majoră. Stai așa, Jonuțule, să nu fac vreo nefăcută din aia să plâng. Tati, nu, totul până la consolă. Nu! Ce faci, mă, acolo? Ăsta este momentul mult așteptat, Jonuțule. Ăsta e un moment pe care atâta lume l-așteaptă. Ia uite-o, squeaky clean, Jonuțule. Brand new. Brand new. Și ce credeți? Uite-o ce alb e mâncaua, tata. Mamă, se și potrivește. Bă, întrebarea mea este acum, nu. Ea nu că ai făcut-o soții și așa, nu? Adică ea ai făcut-o soții numai în picioare. Am înțeles asta, ok. Dar întrebarea mea este, de ce scrie Sony și culcat aici? Adică chiar nu poți să o ții pe burtă sub nicio formă. În orice caz, Jonuțule, this is the new console, găsit în foarte greu, în la preț în extrem de mare, dar până la urmă asta înseamnă calitate, Jonuțule. Atunci când un lucru se vinde atât de bine încât este aproape imposibil de găsit. Mulțumim lui Doamne, Doamne, că o avem și noi pe a noastră și pregătiți-vă, Jonuțule. Pregătiți-vă pentru că vor veni peste voi foarte, foarte multe vloguri de gaming. Acum avem consola noastră, nu mai trebuie să ne împrumutăm. Ah, mi-am împlinit un vis, Jonuțule, dar mai am ceva care mă râcăie aici, în coada cefei. Haideți până în curte să vă arăt despre ce este vorba, poate mă ajutați cu un sfat. Hăți, Jonuțule, întrebarea întrebătoare care mă roade pe mine, întrucât vreau și eu în această vară să am curtea gata, frumoasă, din nou am curățat-o cu AKA, am curățat-o și personal la mânuța mea nebună, Jonuțule, însă încă nu am ajuns la o concluzie cu această rampă. În primul rând, n-am ajuns la o concluzie cu această rampă din vari motive. Unul la mână, prima chestie pe care voi încerca să o refac acum că Dumnezeu a vrut să cojesc epoxidica de pe această rampă, Jonuțule, este să mă pregătesc pentru Ferăriuț, în cazul în care Dumnezeu consideră că planul meu nu este extrem de ieșit din comun, Jonuțule, și că merit și eu o mașină supărată. Avem o mare
e problemă, revenind la normalitate, da? Ideea este că eu când am făcut această rampă nu mă gândeam la mașini, supercaruri și alte chestii și atunci i-am dat o pantă destul de abruptă pentru a putea să mă închid cu panta undeva la trotuarul ăsta, da? Și de aici ea vine plană. Primul lucru care mi-a fost recomandat atunci când am pomenit supercar în acest garaj, Ionuțule, a fost următorul. Doriane, trebuie să pleci din nou cu o șapă de aici, pe care să o pierzi și să vii până în buza porții, Ionuțule, pentru că o asemenea rampă nu o să-ți o urce niciodată o mașină atât de lăsată. 100% adevărat. Ok, asta nu e tocmai greu de făcut. Punem șapa, îi facem pierderea până în buza porții, Ionuțule, însă întrebarea întrebătoare este cu ce finisăm această rampă la sfârșit? Că am încercat să discut cu oameni și cu microciment, am încercat să discut cu oameni și cu epoxidice și până la urmă nimeni nu mi-a dat o variantă solidă. Unii mi-au zis, domne, noi n-am pus microciment la exterior până acum, ok. Alții mi-au zis, eu aș merge tot pe epoxidică cum ai avut până acum, însă aș merge pe o epoxidică grunjoasă, rugoasă, care să ofere aderență mașinii atunci când urcă pe rampă și, evident, o epoxidică de exterior. Pentru că înțeleg că ce dădusem eu, Ionuțule, era epoxidică de interior. Dacă aveți soluții mai bune, gândind totuși că noi aici suntem oarecum la buză cu epoxidica asta, pe care oricum va trebui să o spargem, că uite cum s-a umflat și asta aici, Ionuțule. Deci probabil va trebui să rașchetăm buza până aici. Care credeți că este cea mai bună soluție de învelit această rampă, astfel încât să arate și frumos, Ionuțule, să fie și cât se poate de deschisă la culoare, pentru că știți că fratele vostru este sărit un pic de pe fix cu un culoare alb și evident să nu fie nevoie să spargem, pentru că mi-au spus oamenii, de ce nu pui pavele, de ce nu pui nu știu ce, păi ca să pun pavele trebuie să sparg toată chestia asta și parcă nu mi-ar veni să o sparg. Mai mult de atât, să nu uităm că am pus și încălzire în ea, Ionuțule. Așa că așteptăm comentariile voastre cu cele mai ingenioase soluții în ceea ce privește rampa de la garaj, Ionuțule, și până una alta nu uitați să subscribe-uri, am apăsat să prindeți cotopelul, pentru că în fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie și cele mai nebune surprize, noi suntem aici spre a vă face zilele mai frumoase și a vă așterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați să dați follow pe Instagram Corile V, eu sunt Dorian. Follow pe Spotify Dorian Popa, like pe cel mai obosit on Facebook și de asemenea țineți ochiometru pe www.dorianpopa.ro, pentru că acolo surprizele se țin lanț. Să aveți o zi, o cafeluță și o săptămână mirobolante. De nota que luto.